Salut! Astăzi vom culege zarzare. De ce zarzare? Pentru că alte fructe nu cred că se vor mai face cu seceta pe care o traversăm în prezent. De 2 ani de zile, zarzării din curtea mea nu au produs niciun fruct. Dar anul acesta au produs foarte multe fructe. Deși sunt cam mici, dar nu vreau să le pierd. Din aceste fructe vreau astăzi să prepar un delicios gem. Am mai făcut și în trecut gem de zarzare și este foarte bun. Am cules astăzi aproximativ 7 kg în două tranșe de zarzăr negru. Și trecem la prepararea lor. Zarzărele sunt spălate, sunt sortate de resturile vegetale, de resturi de crenguțe și resturi de frunze care au mai rămas de la recoltare. După care, după spălare, le pun pe foc la aragaz cu 2 litri de apă în ele. După o oră de fierbere, oprim focul și lăsăm această compoziție să se răcească pentru încă aproximativ o oră. Pentru că în felul acesta să o putem manipula. De ce să o manipulăm? Zarzărele au fost puse la fiert împreună cu sâmburii. Iar acum trebuie să scoatem acești sâmburi, pentru că, bineînțeles, nu putem face gem de zarzare cu sâmburi în el. Luăm zarzarele, astfel fierte, și le pasăm. Pasându-le, le trecem printr-o strecurătoare de paste, o strecurătoare mai rară, prin care pulpa acestor fructe poate trece prin pasare. În acest strecurător, în această sită, rămânând doar sâmburi pe care, după ce am extras toată pulpa, îi îndepărtăm. Și repetăm astfel procedeul până terminăm toată compoziția pe care o avem pregătită. Este un proces destul de migălos, dar cu puțină răbdare veți reuși să finalizați această operațiune și veți obține o pastă foarte interesantă, o pastă groasă, o pastă pe care o vom prepara în continuare. În această fază suntem abia la jumătatea drumului. Deci o primă fierbere de o oră, facem pauză de răcire o oră, extragem pasta din fructe dând-o prin sită. După ce am dat-o prin sită, eu o cântăresc de fiecare dată pentru ca să știu ce cantitate am. Deci așa cum vedem avem 6 kg 600, deci 6 kg de pastă. Am spus, este o pastă destul de groasă, chiar dacă în această fază nu conține absolut nimic. La 6 kg am adăugat de pastă, am adăugat 2 kg de zahăr. Zahărul îl omogenizăm bine în această pastă, după care, după ce l-am omogenizat, îl trecem pe aragaz la foc din nou să fiarbă. Va mai fierbe încă 30 de minute pentru că în felul acesta zahărul formează siropul de care avem nevoie. După cum vedem, culoarea se schimbă, a devenit ca o smoală, iar bulele sunt compacte și încep să stropească pe aragaz, pe pereți, peste tot. Este momentul să oprim focul,
Mai lăsăm pentru acomodare scăderea temperaturii circa 10 minute. Să nu se răcească de tot, dar să-l putem manipula borcanele. Borcane care sunt deja sterilizate în cuptor, iar capacele sterilizate în apă fiartă. Și în felul acesta umplem fiecare borcan încet, încet cu un polonic. Eu mă folosesc de o pâlnie largă pentru borcane. Este un ajutor excelent. Cu această pâlnie largă reușiți să umpleți un borcan în câteva secunde. Și încet, încet trecem întreaga compoziție în borcanele pe care le-am sterilizat. Le închidem cu capacele sterilizate și le așezăm într-un vas, într-un lighean, în cazul meu, cu capacul în jos. Le punem la răcit undeva, într-un loc răcoros. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi. Faceți gem de zarzare!